direct acum la Digi24, domnul Cristian Pârvulescu, politolog. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vedem că Rusia face în continuare eforturi intense pentru deraierea Republicii Moldova de pe drumul pro-european. Vedem din această investigație a jurnaliștilor de la ziarul De Gardă cum acțiunile de cumpărare a voturilor continuă. Și în turul, și în turul 2 va fi o zi extrem de grea, duminică, în Republica Moldova? Cu siguranță, pentru că aritmetica electorală este mai degrabă împotriva doamnei Sandu, inclusiv din motivele pe care le-ați arătat mai devreme. Folosirea influencerilor români are o deosebită priză la moldovenii din diasporă, pentru că bătălia se va da în diasporă și de data asta. Să facem un calcul simplu, doamna Sandu avea un avans de 200.000 de voturi față de Alexandru Stoianoglu, 200.000 de voturi acestea pot să fie ușor atinse prin cei trei candidați cât se poate de clar. Rămân alegătorii domnului Usatei, sunt și aceștia vreo 200.000. Domnul Usatei nu a dat în niciun fel indicații de vot, dar de fapt l-a atacat pe Stoianoglu destul de tare. Însă nu e deloc sigur, pentru că a atacat-o și pe doamna Sandu, poate măcar așa pentru a părea imparțial, îi reproșează sindromul Gorbaciov, e popular în afară, dar nu e popular în interiorul Moldovei. Dar până la urmă, cred că bătălia este foarte dură. Este clar că Moscova nu va presupeți niciun efort financiar și uman pentru a reuși să învingă. Calitățile domnului Stoianoglu le-ați arătat în câteva imagini mai devreme. Sunt basinule din punct de vedere politic, deși a fost politician, nu este chiar un magistrat, a fost parlamentar și a fost unul dintre cei care a legiferat în 2013-2014 astfel încât miliardul să poată să fie furat inclusiv de domnul Șordeș, tânăra moldoveancă, avea cu siguranță dreptate și informații. Dar oare contează adevărul în această campanie, în Moldova sau în cea din România de care vorbeați mai devreme? Pentru că dacă va conta, atunci duminică doamna Sandu va avea câștig de cauză. Dar dacă minciunile și narativul moscovit va câștiga, atunci Stoianoglu poate avea un avantaj și trebuie să spunem, bătălia aceasta este o bătălie care se dă în mod spectaculos, umăr la umăr, deși nimic nu justifică calificarea domnului Stoianoglu într-un al doilea de scrutin. Nimic altceva decât sprijinul Moscovei și al lui Șor. Este chiar atât de puternic acest narativ încât el să poată câștiga, domnule profesor? Pentru că vedem, are susținere puternică și cred că unul dintre cele mai puternice argumente sunt banii, bani mulți pe care Moscova îi varsă, îi revarsă în Republica Moldova. În Republica Moldova și după cum ați văzut și în România, nu știu dacă sunt influencerii plătiți sau nu, dar dumneavoastră ați sesizat coincidența dintre cele două tipuri de argumentații pe care le foloseau. Și nu e așa, dacă vine din România și din interiorul Uniunii Europene, pare puțin mai credibil, mai ales că vorbim despre oameni care au milioane de urmăritori. Dar pare să fie foarte serioasă această confruntare, pentru că situația economică din Moldova a fost speculată din ultimii 2 ani, 3 ani de zile masiv de către proruși. Nu au existat nici comunicare, nici suficiente argumente din partea PAS-ului și a doamnei Sandu ca să reușească să contracareze aceste lucruri. S-au părut că este de la sine înțeles că aceasta e calea de urmat, calea europeană, dar nu este chiar de la sine înțeles, nimic nu e de la sine înțeles. Eu sper că în aceste 2 săptămâni să fi reușit să adune suficient de multe voturi, pentru că în realitate, și aici este marea confuzie din Moldova. Moldovenii sunt pro-europeni inclusiv în stânga Nistrului, în Transnistria. Sunt foarte mulți pro-europeni. Dar au cultivat acest sentiment anti-Sandu și anti-PAS pe care l-au folosit pentru a scoate de fapt Moldova de pe traseul său european. Vă mulțumesc mult, domnule profesor, pentru analiza dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu.